Salut, bine ai revenit pe Real History. Astăzi vom discuta despre tinerețea lui Mihai Viteazul. Domnia lui Mihai Viteazul. Aderarea la Liga Sfântă. Războaiele cu turcii. Unirea înfăptuită de Mihai Viteazul. Sfârșitul tragic al lui Mihai Mihai Vitează, născut în 1558 în țara românească și mort în 19 august 1601 la Câmpia Turzii, în Principatul Transilvaniei, a fost domnul țării românești între 1593 și 1600. Pentru o perioadă, în 1600, a fost conducător de facto al celor trei state medievale care formează România de astăzi, țara românească, Transilvania și Moldova. Mihai Viteazo era un fiu natural nelegitim al lui Pătrașcu cel Bun, domn al țării românești între 1554 și 1557. Mama sa Teodora sau Tudora era sora lui Iane Cantacuzino, epirotul, înalt dregător la Constantinopol și apoi ban al Craiovei din familia Cantacuzinilor. După moartea lui Mihai în 1601, Teodora s-a călugărit luni numele monahal Teofana, și a murit în anul 1605, fiind înmormântată la mănăstirea Cozia. Fiind boier care poseda întinse moșii din Oltenia, Mihai a deținut regătoriile de bănișor de Strehaia, stolnic domnesc în timpul domniei lui Mihnea Turcitul și ban al Craiovei în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. În 1584 s-a căsătorit cu Stanca, văduva lui Dumitru, postelnicul din Vălcănești, nepoata lui Dobromir, mare ban al Olteniei. Începutul domniei și aderarea la Liga Sfântă. În septembrie 1593, după ce a plătit la poarta otomană, după obiceiul timpului, o sumă mare de bani, 400.000 de florini, și având și sprijinul Patriarhului Constantinopolului, Mihai a devenit domn al țării românești. Înscăunarea sa a avut loc la București pe 11 octombrie în același an. În anul următor, 1594, Mihai a aderat la Liga Sfântă, o alianță militară creștină constituită la inițiativa papei Clement al VIII și îndreptată împotriva expansiunii Imperiului Otoman în Europa. Din ligă făceau parte Sfântul Imperiu Romano-German, statul papal, Spania și ducatele italiene Ferrara, Mantova și Toscana. Ulterior a aderat la această alianță și Principatul Transilvaniei, precum și Moldova. Aderarea țării românești la Liga Sfântă a dus la izbucnirea unei revolte anti-otomane în 13 noiembrie 1594, în cursul căreia a fost masacrată întreaga garnizoană otomană staționată pe atunci în București și creditorii veniți din Istanbul pentru a-și recupera sumele pe care Mihai le împrumutase de la aceștia pentru a obține tronul. Imediat după aceasta, el pornește o serie de atacuri împotriva Imperiului Otoman, atacând cetățile turcești de pe ambele maluri ale Dunării, Giurgiu, Hârșova, Silistra, Rușciuc. Obține apoi trei victorii asupra tătarilor care invada țara românească la solicitarea în altei porți la Putineiu, Stănești și Șerpostești, în ianuarie 1595. În primăvara anului 1595, Mihai a trimis la Alba Iulia o delegație de boieri pentru a reglementa relațiile cu Principatul Transilvaniei. Delegația, compusă din 13 persoane, condusă de Mitropolitul Leftimie, a negociat aderarea la această ligă sfântă și a semnat la Alba Iulia la 20 mai 1595 un tratat cu Sigismund Batori, principele Transilvaniei, prin care Mihai devenea vasala la acestuia. Astfel, boierii care făceau parte din delegație și-au depășit atribuțiile inițiale, probabil din dorința de a îngrădi puterea domnului sporind-o în schimb pe a lor. Mihai a acceptat acest tratat deoarece Transilvania era singurul stat vecin care îi putea asigura spatele în lupta sa împotriva turcilor. Bătăliile cu turcii în încercarea de a opri înaintarea turcilor conduși de Sinan Pașa, un albanez de altfel, înlocuitorul marelui vizir Ferhad spre București, Mihai Vitazul la comanda unei armate de circa 16.000 de ostași, din care 6.000 erau secui, conduși de Albert Kirali, i-a atacat pe otoman la Călugăreni în 13 august 1595. Bătălia s-a soldat cu pierderea de către turci a unui steag, a mai multor tunuri și a circa 7.000 de soldați, insuficient însă pentru a-i opri din marșul spre București. Mihai s-a retras temporar în munți, așteptând sprijinul lui Sigismund în timp ce turcii, în frunte cu Sinan Pașa, s-au instalat la mănăstirea Radu Vodă, iar Sinan a început să numească funcționar otoman pentru administrarea noului Pașalâc, și a ridicat o întăritură improvizată, palanca lui Sinan, o cetate ale cărei ruine se văd pe înălțimea de la mănăstirea Radu Vodă. Turcii încep organizarea pașalâcului la București și Târgoviște, introducând garnizoane și transformând bisericile în moschei. Primind în munți sprijin din Moldova și mai ales din Transilvania, Mihai Vitazu a luat comanda unei armate puternice și numeroase care i-a îndepărtat pe otomani din Târgoviște în 5-8 octombrie 1595 și apoi din București la 12 octombrie 1595, după care le-a provocat pierderi grele în retragerea lor disperată peste Dunăre la Giurgiu între 15 și 20 octombrie 1595. Astfel, campania otomană, sub conducerea lui Sinan Pașa, pornită cu intenția de a transforma principatele în pașalâcuri, s-a sfârșit cu un răsunător eșec cu ecouri în apusul Europei. În 1594 și în anii următori, Mihai Viteazul a condus o campanie militară în sudul Dunării, cu cerin cetățile Isaac, Ceamăcin, Cernavodă, Razgrad, Babadag, Silistra și chiar Rușciuc și Ștovanii, Copole și Vidin. Campania de hărțuire a turcilor a determinat retragerea otomană în cetățile de pe linia Dunării, situație în care Valahia au atacat cetățile Giurgiu și Turnu, reușind să elibereze așezările civile și să asedieze fortărețele. Tratatele de pace încheiate de Mihai Viteazul În ianuarie 1595 tot malul stâng al fluviului se afla sub controlul românesc. Această acțiune a fost coroborată cu atacurile voievodului moldoven Arun Tiranul împotriva turcilor din cetățile Tighina, Chilia și Cetatea Albă prin incursiuni efectuate în nordul Dobrogei și prin devastarea orașului Ismail. Pierderile suferite în urma campaniilor antiotomane, precum și dezastrele provocate de ostașii sultanului, au adus țara românească într-o stare critică din punct de vedere financiar. Cu visteria golită, Mihai se vede silit să aplice o soluție pe cât de nepopulară, pe atât de vitală supraviețuirii statale. Așezământul sau legarea țăranilor de glie, prin care românii, țăranii fără pământ din Valahia, erau siliți să rămână pe moșia pe care se aflau în acel moment. După câteva confruntări pe linia Dunării, dar mai ales după înfrângerea suferită de Sigismund în Bătălia de la Chereștes în 26 octombrie 1596, Mihai a făcut în decembrie 1597 pace cu Imperiul Otoman. În schimbul acceptării suzeranității otomane și a plății tributului, în alta poartă a recunoscut domnia voievodului pe întreaga durată vieții sale și a trimis steag de domnie. În paralel, la 9 iunie 1598, Mihai a încheiat la mănăstirea Dalu un tratat cu împăratul Rudolf al II-lea, care s-a obligat să-i asigure subsidii pentru întreținerea armatei și a recunoscut caracterul ereditar al domniei în schimbul recunoașterii suzeranității împăratului. Prin dubla suzeranitate otomană și habsburgică, Mihai a căutat să scape de consecințele tratatului de la Alba Iulia din 20 mai 1595, prin care a recunoscuse suzeranitatea principelui Transilvaniei Sigismund Batori. Unirea înfăptuită de Mihai Viteazul Anii de pace nu au durat însă prea mult. În vara anului 1599, pe tronul Moldovei se afla Ieremia Movilă, devotat polonezilor, iar în Transilvania Sigismund renunțase la tron în favoarea vărului său cardinalul Andrei Batori, de asemenea înclina către politica polonă. În acel moment, polonezii erau aliați cu Imperiul Otoman. Mihai, simțindu-și țara amenințată din toate părțile, a trimis sol la împăratul Rudolf al II-lea pentru a-i solicita încuvințarea punerii în practică a planului său de îndepărtare de la domnia a principelui Transilvaniei și a domnului Moldovei și de a reactiva astfel flancul sudic al Ligii Sfinte. Primind în cuvințarea cerută în toamna acelui așan, Mihai Viteazul intră în Transilvania cu armata sa compusă din români, dar și din mercenari secui și sârbi, și obține o victorie decisivă în bătălia de la Schellenberg, 18 octombrie 1599, lângă Sibiu, asupra lui Andrei Batori. La 1 noiembrie 1599 își face intrarea triumfătoare la Alba Iulia, capitala de atunci a Transilvaniei. Deși dieta Transilvaniei l-a recunoscut doar ca guvernator imperial, în actele redactate în limba latină fiind numit Transilvanie locum tenens, Mihai a fost conducătorul de facto al Transilvaniei timp de 11 luni. În actele emise de el în limba slavonă, el se intitulează domn al țării românești și al Ardealului. În primăvara anului 1600, Mihai și-a dat seama de pericolul pe care îl reprezenta influența în Moldova a regatului Poloniei, care refuzase să facă parte din Liga Sfântă și era un aliat tacit al Imperiului Otoman polonezii a căror politică externă era practic sub controlul marelui Hadman Jan Zamoyski, nu numai călâns, că îl înscăunaseră în 1595 pe Eremia Movilă ca domn al Moldovei, scoțând astfel țara din Liga Sfântă și îl susținuseră pe Andrei Batori în Transilvania, dar unelteau să-l detroneze pe Mihai și să-l pună în locul lui în țara românească pe Simion Movilă, fratele lui Eremia. Ceea ce a determinat însă decisiv hotărârea lui Mihai de a declanșa o campanie în Moldova au fost pregătirile făcute de Sigismund Batori, aflat de la începutul anului 1600 la Suceava, pentru recucerirea Transilvaniei, cu sprijinul lui Ian Zamoyski și al lui Iremia Movilă. Expediția lui Mihai a început în 14 aprilie 1600 când acesta plecă din Alba Iulia, îndreptându-se spre hotarul Moldovei. La 26 aprilie 1600, trupele lui Mihai Viteazul pătrund în Moldova prin mai multe puncte, pe la Focșani, prin pasul Oituz, Valea Trotușului, prin pasul Rodna cu Cureasa, urmând drumul spre Suceava, și pe Valea Ceremușului spre nord. Toate coloanele susțin lupte cu forțele moldopolone, care se retrăgeau spre nord. În scurt timp, cetățile importante ale Moldovei, Suceava, Cetatea Neamț și Hotinul, își deschid porțile în fața oștilor lui Mihai. Acesta intră în Iași, unde la 1 iunie 1600 este înscăunat ca domn al Moldovei, iar boierii moldovenii jură credință. Titulatura folosită de Mihai Vitazul într-un document scris de el la 6 iulie 1600 era domn al țării românești și ardealului și a toată țara Moldovei. Marile putere ale vremii nu vedeau însă cu ochi buni unirea celor trei țări române sub conducerea lui Mihai. Habsburgii se temeau de o ieșire a Transilvaniei din sfera lor de influență, Polonia nu dorea pierderea controlului asupra Moldovei, iar Imperiul Otoman nu accepta ideea renunțării la suzeranitatea asupra țării românești. În plus, nobilimea maghiară din Transilvania nu a acceptat, mai mult sau mai puțin fățiși, domnia Valahului în Ardeal și în măsurile impuse de acesta. În vara anului 1600 izbucnește o puternică revolta a nobililor maghiar Transilvaneni, iar Mihai îi înfruntă în bătălia decisivă de la Mirăslău din 18 septembrie 1600. Generalul Basta, comandantul trupelor imperiale staționate în nordul Ardalului, în loc să-l sprijine pe Mihai, aliat al Sfântului Imperiu, se alăture rebelilor maghiari și astfel Mihai Vitazul este învins. Mihai se retrage în țara românească. Între timp, Moldova reintrase în stăpânirea lui Ieremia Movilă, readus pe tron de o puternică armată poloneză condusă de marele Hadman Ian Zamoyski. Mai mult, polonezii și moldovenii pătrund în toamna anului 1600 în țara românească, cu scopul de a lânscă una aici pe Simion Movilă, fratele lui Ieremia Movilă. După mai multe lupte în care este învins de armata polonă net superioară ca efective, Mihai este nevoit să ia calea pribegiei îndreptându-se spre Praga pentru a solicita ajutor de la aliatul său, împăratul Rudolf al II-lea. După o călătorie lungă și anevoioasă, voievodul și însoțitorii săi fiind atacați de mai multe ori, mai ales în Transilvania, Mihai a ajuns la Viena pe 2 ianuarie 1601, unde a fost primit de arhiducele Matias, viitorul împărat Matia I, care i-a înlesnit primirea la curtea imperială de la Praga. Mihai Viteazul a ajuns la Praga pe 23 februarie 1601, fiind primit în audiență la împărat pe 14 martie. El cere sprijinul împăratului Rudolf al II-lea, care în contextul reînscăunării lui Sigismund Batorii pe tronul Transilvaniei, acceptă să-l susțină pe voievodul român. Împreună cu generalul Basta, Mihai pornește o campanie de recucerire a țărilor românești. La 3 august 1601, el reușește la Guruslău o victorie decisivă asupra oastei nobilimii maghiare transilvanene, îndepărtându-l definitiv pe Sigismund din Ardeal. Sfârșitul tragic al lui Mihai Viteazul După victoria de la Guruslău din 3 august 1601, Mihai Viteazul îndepărtează pe Sigismund din Transilvania, urmând a recupera și țara românească din mâinile lui Simeon Movilă, cel pus de polonez pe tronul Munteniei. În aceste condiții se întrezăreau perspectivele unei noi unire a celor trei țări române, perspectivă ce nu convenea Habsburgilor, dar mai ales generalului Giorgio Basta, care dorea cu ardoare să rămână singurul stăpân al Transilvaniei în calitate de guvernator imperial. Se pune la cale înlăturarea fizică a voievodului român, și la data de 9 august 1601, Mihai Viteazul este ucis, mișelește, de un detașament de mercenari în frunte cu ofițerul valon Jacques de Bury, trimis de generalul Giorgio Basta. Având o viață tumultoasă, marcată de războaie și alianțe cu marile putere ale vremii, Mihai Viteazul rămâne un simbol al luptei pentru Unitatea Națională și Independența Țării Românești. Îți mulțumesc că te-ai evitat! Dacă ți-a plăcut acest clip lasă un like și abonează-te la canalul meu pentru a putea urmări și alte subiecte interesante. Am fost Real History și ne vedem data viitoare.